Bun găsit tuturor! Angajații din învățământ au protestat pentru a patra zi consecutivă, iar greva continuă și mâine, cel puțin. Negocierile dintre sindicatele din educație și reprezentanții guvernului s-au încheiat în urmă cu puțin timp, fără ca cele două tabere să ajungă la o soluție. Despre problemele din sistemul educațional românesc discutăm în această seară la Actual Regional. Invitații mei în platou sunt domnul Bogdan Manea, președintele Uniunii Sindicatelor Independente din Învățământ. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, salut, Manea, bine v-am găsit! Și doamna Simona Ghenea, profesor învățământ primar la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc și eu pentru invitație! Vom intra în dialog pe parcursul acestei emisiuni și cu alte cadre didactice, cu elevi, dar și cu experți în educație. Vreau să vă spun pentru început că astăzi, la negocieri, reprezentanții cadrelor didactice, sindicaliștii din învățământ, au cerut o majorare salarială de 25%. De altfel, nemulțumirea aceasta este principală. Salarii mai mari vor angajații, nu doar profesorii, toți angajații din învățământ, personal didactic, personal nedidactic, și veți vedea pe parcursul acestei emisiuni că sunt justificate aceste cereri, sunt cadre didactice care nu se descurcă cu salariul pe care îl câștigă la catedră, așa că trebuie să meargă în vacanțe, când au timp, să muncească cu ziua în agricultură, în străinătate. Vreau să începem discuția noastră din această seară de la ceea ce s-a întâmplat astăzi și să ne spuneți ce se va întâmpla în zilele următoare. Pentru că și părinții și elevii, în special cei din ani terminali, sunt stresați, îngrijorați. Da, mi-aș permite să încep eu. Astăzi nu s-a întâmplat nimic. Vorbim de negociere aici. Nimic neașteptat, da. Până la ora când marele meeting de la București, pentru că astăzi a fost un mare meeting la București, din nou un meeting de aproximativ 13-14.000 de persoane, multe orașe din țară. Vreau să fac o precizare. Meetingul de la București a fost un meeting neautorizat de factorii de decizie din Primăria Municipiului București. Este un lucru foarte important de știut. Cu toate acestea, însă, jandarmeria a reușit să ducă la bun sfârșit acest meeting, care s-a încheiat, iar la momentul închiderii acestui meeting au fost invitați cei trei lideri de sindicat la negocieri. După cum ați văzut, negocierile s-au încheiat chiar în timp ce noi veneam spre emisie la dumneavoastră. S-a avansat o cifră de 25% până în decembrie 2023, iar apoi intrarea pe noua grilă a salarizării în sistemul bugetar. Vreau să vă spun că aseară am venit în jurul orei 3 sau 4, 3 jumate dimineața de la negocierile de la București, care au avut loc la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, sediul federației noastre. Nu s-a ajuns la niciun numitor comun. Vreau să spun că au fost niște negocieri pe care pe mine m-au uluit, vreau să spun, deoarece nu a fost vorba de nicio procentă alocat unei creșteri salariale. A fost vorba numai de niște vouchere, pur și simplu respinse din start de către personalul din educație. Astăzi am avut o ședință informală cu membrii noștri de sindicat. Doamnă, mulți ne-au spus în felul următor: dacă dau aceste vouchere, noi le vom refuza. Deci nu le vom primi să și le ia înapoi și să facă ceea ce doresc cu acei bani. Și vreau să mai spun că a fost o informație... Dar de ce? Decât nimic? Își pun mulți întrebarea. De ce nu acceptă, doamnă, că oricum nu suntem sunt bani, că oricum, da, este criză? Nu suntem asistați sociale. Aceste vouchere, după cum știți, s-au dat la oameni cu venituri modeste și așa mai departe. Da, putem intra și noi în această categorie, mai ales cu personalul debutant, dar considerăm că este o jignire adresată profesorilor. Profesorii nu au nevoie de așa ceva, de vouchere. Cum au motivat că dau aceste vouchere?
au spus, domne, aceste vouchere, vreau să fiu foarte clar, sunt date din partea Uniunii Europene, deci practic nu sunt date din bugetul statului român, nu sunt purtătoare de impozit și evident au mai spus un lucru, sunt condiționalități ale Uniunii Europene, adică Uniunea Europeană nu ne lasă să mărim salarii. E singurul artificiu care îl putem face pentru dumneavoastră. Mă îndoiesc că n-ar putea, de ce vă spun? Pentru că după cum știți și că nu primim banii prin PNRR. Mă îndoiesc de acest lucru, deoarece știți foarte bine că în Parlament acum se discută acele pensii speciale la care nu vor să umble sub nicio formă și care blochează banii din PNRR, miliarde de euro. Până unde veți merge dacă... Doamne, bulgărele s-a rostogolit atât de puternic și a devenit din ce în ce mai mare. Vreau să vă spun că începând de astăzi procentul pentru grevă generală a crescut. Dacă până astăzi era în jur de 82-83, s-a dus spre 90, au făcut numai greșeli. Guvernanții. La nivel național Eu vorbesc de județul Dolj, la nivel național era 70%, la 72-71-72. La sută, acum cred că s-a dus spre 80% sau ajunge în jur 78-79%. Au fost astăzi meeting-uri mari în țară, București, Cluj, Iași a fost alalt, ieri a fost Iașul. Oameni, Buzău, mii de oameni în stradă. La Buzău ați văzut că a fost fluierat. Dumneavoastră veți ieși la Craiova? Mâine ieșim și noi la Craiova, mai ales că speram că astăzi să se întâmple ceva. Nu s-a întâmplat nimic să încheiem această grevă, nu s-a întâmplat nimic. Mâine, între orele 11 și 13, cele trei uniuni sindicale, și vorbesc de noi, Spiru Haret, precum și Alma Mater, pentru că și ei sunt Universitatea din Craiova, vom fi prezenți în piață, zic eu, un număr mare, în piața Mihai Viteazul. Ce se va întâmpla cu copiii noștri, doamna Ghenea? Ce clasă aveți? În acest moment, clasa a treia. Sunt generația care primii doi ani clasa 0 și clasa 1 pandemie. Au făcut cursuri mai mult online. Dar să știți că părinții ne sunt alături și pe lângă acest fapt am vorbit cu toate colege care au copii care vor susține examene naționale plus examene de bacalaureat și au spus același lucru. Le vor mai nu susține? Nu vor renunța la grevă. Sunt hotărâte să meargă mai departe. Suntem conștienți de faptul că este un moment greu, dar în același timp avem nevoie de o recunoaștere a drepturilor noastre. Nu le cerem peste noapte, e adevărat că am așteptat și că așteptarea noastră are și limite. Și noi credem că există resurse și că, într-adevăr, e bine să vină cu un procent pentru noi. Părinții, am spus, ne susțin. Am avut mesaje din partea dumnealor de susținere și de încurajare. E adevărat că le este greu, dar nu exclud posibilitatea de a se gândi la viitorul copiilor, pentru că educația nu este acum, doar acum, pentru pe termen scurt, trebuie să ne gândim și pe termen lung și implicațiile unei salarizări la acest nivel se va vedea în timp. Și atunci trebuie să recunoaștem, avem nevoie de un procent adevărat din partea guvernanților care să recunoască toată munca tuturor categoriilor, nu doar a cadrelor didactice, și a personalului auxiliar și a muncii desfășurate de nedidactic. Și chiar îmi face plăcere să cred că vom reuși, pentru că am descoperit tenacitatea, hotărârea oamenilor și, așa cum spunea și domnul lider, suntem hotărâți să continuăm și cred că va fi de bun augur tot demersul acesta, inclusiv meeting-ul de mâine. Probabil că cei mai mulți dintre telespectatorii noștri știu condițiile de la oraș, se gândesc că meseria de profesor, de învățător este una nobilă. Da. Ești curat, cum îmi spunea bunica mea când eram mică, cel mult te murdărești de cretă pe mâine, astăzi probabil nici măcar de cretă nu te mai murdărești. Haideți să vedem cum este să fii profesor, educator, învățător și la țară. Doamna Cristiana Dinu este profesor învățământ primar în comuna Drănic din județul Dolj. Bună seara! Da, bună seara! Bună seara!
V-am ascultat cu plăcere. Da, de câți ani lucrați dumneavoastră în învățământ și cât câștigați? Și în ce condiții lucrați? Eu lucrez de 24 de ani în învățământ. Am o vechime destul de mare, zic eu. Mă așteptam să ies la pensie la o vârstă mai apropiată, dar astea sunt legile noastre în care vârsta de pensionare, din păcate, s-a mărit. Da, este frumos să lucrezi în învățământ, să-ți faci și datoria, să-ți faci și meseria de dascăl. Condițiile sunt acceptabile, dar din punctul meu de vedere salarizarea este, lasă de dorit. Salariile sunt foarte mici, am un salariu de 4.200 de lei, după o vechime de 42 de ani în învățământ. Presupun că guvernanții, cei care știu ce înseamnă educație, au și dumnealor copii, să se hotărască să ne acorde și nouă atât cât trebuie. Pentru ce vă ajung acești bani? Vă descurcați acești cu acești bani la țară? Că nu sunt cheltuielile la fel de mari ca la oraș, mă gândesc. Sunt destul de mari și la țară, să știți. Sunt și la oraș mult mai mari decât la țară. Dar având în vedere că avem și copii, trebuie să suplimentăm cheltuielile, salariul, pentru că altfel nu ne descurcăm. Eu nu-mi e rușine să spun, merg în străinătate în vacanțele care ar trebui să le petrec într-un concediu, cel puțin în țara noastră. Eu merg în străinătate la muncă pentru a-mi suprimi veniturile familiale. Și ce lucrați? În agricultură. În agricultură lucrez. E destul de greu, nu este ușor să fii departe de familie și mai mult decât atât este și rușinos să mergi cadru didactic, să mergi să câștigi un ban în străinătate pentru a-ți acoperi cheltuielile în familie. Câștigați mai mult într-o lună la cules? Da, echivalentul în două luni de zile, echivalentul a 6 salarii de-ale mele pe an. Deci salariile pe jumătate de an. Și în aceste condiții îi îndemnați pe elevii dumneavoastră, pe copiii pe care îi instruiți să învețe carte să aibă condiție fizică și să muncească? Nu, să învețe carte, să aibă un salariu. Mi-aș dori ca toți tinerii din România să aibă un loc de muncă, să muncească în țara noastră, unde e mult mai bine decât în străinătate, străinul e străin. Și mi-aș dori ca toată lumea să, și părinții, să înțeleagă faptul acesta, să îndrume copiii către o educație, să poată să meargă la o facultate, să aibă un serviciu. Din păcate, în țara noastră locuri de muncă nu prea sunt și atunci sunt nevoiți să meargă la muncă în străinătate. Dar nu avem ce să facem. Astea sunt condițiile în țara noastră și... La țară, cum au reacționat părinții la această grevă? La dumneavoastră, la Drănic, toată lumea este în grevă? Nu este toată lumea în grevă, dar de luni încolo toți colegii care nu s-au înscris la grevă până acum vor intra în grevă și școala va fi în totalitate în grevă. Părinții ne susțin. Știu ce înseamnă să nu ai bani, știu ce înseamnă să muncești pe bani puțini și părinții ne susțin. Sunt de acord cu greva noastră. Ce să vă spun, este... foarte greu să muncești și să ai un salariu atât de mic să nu poți să te descurci. În școala noastră un îngrijitor primește salariu minim pe economie. Muncește mult mai mult decât o normă de îngrijitor și salariul este foarte mic pentru a-și acoperi cheltuielile necesare în familie. Eu vă mulțumesc, da. Presupun că o să ne înțeleagă și pe noi, cei care ne ascultă, cei care ar trebui să ne asculte și să ne audă dorințele noastre și nu cerem mai mult în educație decât atât cât merităm. Vă mulțumesc încă o dată. Succes în demersul dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu. Presupun o seară. O seară bună. Presupun că doamna profesoară nu este un caz singular. Eu anul trecut la examenul de titularizare am cunoscut
și alte cadre didactice care au renunțat la învățământ pentru o perioadă, au fost să muncească în străinătate, voiau să-și recapete posturile din școală. Ați auzit și dumneavoastră că în două luni câștigă cât în România 6 salarii. Este incredibil. Eu am crezut că totuși nu aud bine. Dar acolo s-a ajuns cu salarizarea din România. Ce pot să zic? Și acestea nu sunt cazuri singulare. Mai în toate zonele rurale din România există asemenea cazuri. Trebuie să mai spun ceva. În România există două școli, doamnă. O școală a mediului urban și o școală a mediului rural. O școală a mediului urban mai dezvoltată, cu investiții, vedeți, fac o paralelă cu ce se întâmplă acum la Carol, că în sfârșit au început la Colegiul Național Carol să bage, să îl facă, să bage bani pentru a reuși să-l aducă la cum a fost odată. Aceasta este școala din mediul urban, dar școala din mediul rural lasă extraordinar de mult de dorit. Acolo investițiile nu există sau dacă există sunt sporadice. Aceste investiții pot veni de la primării dacă avem primar destoinic sau de la un director care a reușit să realizeze prin proiecte europene și așa mai departe. Acum a fost o chestie foarte bună, acest PNRAS, cred, care a intrat și în mediul rural și care va acoperi o parte din aceste dotări care urmează să vină și mediul rural. Suntem în 2023, de-abia acum vin acești bani în România. Dar ce putem face pentru a crește performanțele școlare ale elevilor? Și ieri discutam cu un părinte care mă întreba dacă le mărește profesorilor salariile, îmi garantează că copilul meu nu va trebui să mai meargă la meditații și va avea rezultate bune la școală? Pot să răspund eu. Noi ne-am străduit ca profesori întotdeauna, sunt convinsă de asta, actul educațional să fie la un înalt nivel. Nu încape nicio discuție, sub nicio formă nu ne gândim că un salariu va aduce mai mare, va însemna un efort, să zicem, oricum face mult ca dascăl din vocație, exact cum se vehicula în ultima vreme, și din plăcere și din această datoria noastră de a oferi copiilor tot ce putem să le fie bine. Cred că cine a gândit acest lucru nu a pus în balanță două aspecte, și anume că meditațiile într-adevăr sunt necesare la un moment dat pentru a, poate vrei să faci o performanță, vrei să-ți acoperi niște goluri, dar nu ne reprezintă pe toți. Să nu uităm că nu toți facem meditații ca dascăl și nu toți recurgem la acest lucru. Și atunci vin și în completare cu al doilea aspect. Noi ca profesori încercăm prin orice mijloace să aducem în școli proiecte. De exemplu, eu sunt implicată în foarte multe proiecte europene. Vorbeați de performanță și de motivația copiilor de a învăța mai bine și pot să vă spun, vorbesc din punctul meu de vedere personal acum, sunt mult mai atrași prin faptul că utilizând diverse proiecte, jocuri și conectându-ne cu partenerii europeni, deci această deschidere a noastră, vorbim de colegii naționale în Acuza, dar sunt convinsă că și în alte școli se încearcă această și se desfășoară această deschidere, este această deschidere. Deci prin aceste proiecte, prin toate metodele și strategiile pe care le aducem și le implementăm la clasă, sunt convinsă, mai ales că dorim o școală a viitorului, va fi și performanță, cum este și de altfel acum, să nu neglijăm rezultatele de la olimpiade, rezultatele de la concursuri pe care le vedem pe toate posturile și cu care ne mândrim. Vorbesc acum strict de județul Dolj, vorbesc strict și de școala mea, ne mândrim și încercăm prin toate mijloacele să oferim copiilor tot ce este necesar, să venim în sprijinul părinților pentru a le oferi, într-adevăr, un act educațional de calitate. Nu salariul. Să știți că noi nu punem în prim plan salariul, pentru el ne-am luptat. În spatele acestei, să zicem, probleme stă, de fapt, și dorința noastră ca statutul cadrului didactic să fie din nou luat în considerare, să fim puși acolo unde ne este locul și unde se pare că cumva s-a întâmplat ceva și nu mai avem această recunoaștere din partea societății.
plecând, ne întoarcem de la faptul că suntem salarizați sau cu un salariu mic și apoi inducându-ne către ideea că celelalte și legea salarizei pe care o așteptăm trebuie să vină în întâmpinarea noastră ca să avem un statut de care vorbeam bun în societate. Domnul Marian Staș, expert în educație, este în direct acum cu noi prin Skype. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat discuției noastre. Domnule Staș, aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu copiii care acum stau acasă, care ar trebui în curând să dea examene naționale? Pot să facă două lucruri. Unu, să învețe, să citească, să rezolve probleme, așa, și doi, să învețe lecțiile zilelor acestora, să învețe ce înseamnă asumare, să învețe ce înseamnă, pe de o parte, integritate, de pe ceea ce înseamnă angajament în urmărirea unor obiective și, pe de altă parte, să nu facă deloc în viețile lor când vor fi mari, așa cum fac politicienii noștri de azi acum, adică își bat joc de educație. Au de făcut foarte multe lucruri copiii și altul decât, și altele decât a sta pe TikTok sau pe Instagram, slavă Domnului. Deci, pe de o parte, carte și lucru făcut așa cum se cuvine, probleme, teste, eseuri și așa mai departe, dar mai mult și mai mult decât atât, e important să, din punctul meu de vedere, așa să reflecteze la ceea ce înseamnă zilele astea extraordinare, evident, nedorite de nimeni, dar iată că suntem într-un punct critic în care ceea ce a însemnat un șir lung de frustrări și de neîmpliniri a debușat acum într-o grevă a doua mare importantă generală în 18 ani. Ar putea fi în pericol aceste examene? Ar putea să se prelungească anul școlar în vară, în loc să ia vacanță pe 15 iunie, să meargă în iulie la școală pentru a recupera? Eu cred că e un pic așa hiperbolizată povestea, nu văd niciun pericol. Este o situație excepțională care trebuie tratată ca atare, managerial așa cum se cuvine, replanificând, regândind, reeșalonând, etc. Mai degrabă decât am uitat tot timpul așa la un drop de sare care, vezi, Doamne, e deasupra capului nostru, mai bine ne-am pune frumos așa și am evaluat lucid opțiuni și am acționat ca atare, transformând de fapt situația ca atare într-o secvență bine gestionată, așa cum, slavă Domnului, au fost multe situații, inclusiv odată cu pornirea acestei pandemii, când foarte, de fapt toată lumea a trebuit să ne reinventăm și să învățăm să trăim și să lucrăm și să ne dezvoltăm, să ne desfășurăm profesional într-un cu totul alt context decât cel cu care eram obișnuiți și n-a murit nimeni, slavă Domnului. Aș adăuga aici și am un motiv în care eu cred foarte puternic, pentru care fac această afirmație. Adaug aici în discuție comentariul minunat al copilei de la Constanța, al Arianei Dudună, președinte Asociației Elevilor din Constanța, care a spus că în evaluarea ei, probabil că are pe ce să se bazeze, probabil că vor fi decalate sau amânate cu una, două, trei săptămâni toate, tot ceea ce ține de evaluare, dar în mod cert, oamenii care sunt serioși și cu mintea la cap, își vor face datoria și vor da examenele așa cum se cuvine. În momentul de față, din punctul meu de vedere, prioritatea este de a ține apăsat de tot pedala pe ceea ce înseamnă nevoia de regândire sau de recadrare fundamentală a poziționării politice față de educație, nu în bătaie de joc, ca timp de 30 de ani până acum. Ce credeți dumneavoastră că ar trebui schimbat, nu știu, în programa școlară, în sistemul de învățământ românesc, sistemul acesta de masă, nu vorbesc de ceea ce se întâmplă la privat, pentru ca să crească performanțele școlare, pentru a reduce analfabetismul funcțional în rândul tinerilor, în rândul elevilor? Am să răspund pentru că, slavă Domnului, m-am pronunțat de-a lungul anilor consistent pe subiect. Înainte de asta, aș face un apel așa, în calitate de absolvent în urmă cu 40 de ani al Colegiului Național Frații Buzești, la vremea respectivă Liceul Frații Buzești. Am făcut școala bine de tot și mă aștept ca mâine în piața prefecturii echipa de profesori de la Frații Buzești să fie port drapel pentru ceea ce înseamnă mesajele respectului față de profesori. Pentru că școli așa cum sunt Frații Buzești, cum e Colegiul Carol și așa mai departe,
au în primul și în primul rând de a transmite un mesaj puternic de integritate, de respect, de performanță, de excelență, de școală pe bune. Și mă aștept ca oamenii ăștia, ei să fie nava amirală a procesului în Oltenia sau port drapelul acestui mesaj de respect față de profesori. Revenind la întrebarea dumneavoastră, de fapt, viciul de fond este că așa cum stau lucrurile acum, toate mă rog, așa numitele transformări, schimbări, au fost cârpeli de colo-colo-colo, acolo unde e nevoie de o construcție strategică, sistemică, de schimbarea paradigmei modelului educațional între universitari și a dus să ia școala din paradigma sa comunistă, zăpăcită și depășită de timp cum e acum, într-o Românie de secol 21, era să înseamnă așa, consacrarea unui set de valori de secol 21 pe care școala să le cultive. Curaj, integritate, patriotism. Cum operaționalizăm aceste valori? Prin trei mari proiecte strategice. Un model curricular de secol 21, arhitectură curriculară de secol 21, așa cum școlile pilot deja au început să pună în fapt. Un model de resurse umane de secol 21, că suntem în grevă acum, centrat pe formare inițială, pe filiere didactică, prin programe de licență pentru profesia didactică și respectiv printr-un model de carieră sănătos, finanțat și recompensat meritocratic, așa cum se cuvine, și în sfârșit un model de arhitectură instituțională de secol 21, nu ca acum, cum încă legea preuniversitară, adoptată recent de Parlament, consacră mediocru statutul directorilor de școli publice, ca pe unul second hand, în care oamenii ăștia care conduc școlile fac două lucruri care se bat cap în cap. Pe de o parte, semnează contract de calitate individual cu fiecare părinte al copiilor, ai copiilor, părinți din copiilor din școlile pe care le conduc, iar pe de altă parte, n-au dreptul și n-au voie să-și aleagă echipa de profesori. Primesc mutările în plic de la direcțiile astea județene de învățământ preuniversitar, ca până acum de la inspectorate, și singurul drept pe care l-au oamenii ăștia second hand, și spun second hand în raport cu directorii școlilor particulare, își pot angaja administratori, personal de serviciu, contabil și așa mai departe. Asta nu e școală normală, ci este o școală aservită politic prin lege ca atare. Repet, deci transformările importante sunt așa, de model curricular care are drept consecință un plan cadru de secol 21, resurse umane și respectiv arhitectură instituțională. Deci ați modificat și regulile de recrutare a cadrelor didactice în școli? Bineînțeles că da. Și vă aduc aminte de pactul ăla, că vorbim acum de școala servită politic și de mai degrabă de școală trădată politic, așa, în bătaie de joc, în batjocură. Aduceți-vă aminte, anii 2008, pactul politic pentru educație, semnat de toate forțele politice, care la punctul 4 specifica ad literam, verbatim, așa, descentralizare comprehensivă, managerială, curriculară, financiară și de resurse umane. A fost trădat în secunda 2 după ce a fost semnat de toată lumea. Pentru că, de fapt, miza este aservirea politică a școlii preuniversitare și nu transformarea ei ca o școală de secol 21, așa cum e fire. Și de aceea, ceea ce era scris acolo, de fapt, e formă fără fond, pentru că niciodată, pe bune, n-a fost pus în fapt așa cum se cuvine. Toate specificațiile respective au rămas vorbe scrise pe hârtie. Vă mulțumesc mult, domnule Staș, pentru prezența în emisiunea Actuală Regională. Și eu mulțumesc. O seară bună vă doresc. La revedere. Dumneavoastră sunteți de acord cu, nu știu, renunțarea la titularizări și recrutarea la fiecare școală? Ideea este în felul următor. Că probabil ați tot auzit și dumneavoastră remarci din partea părinților. A venit la catedră un profesor care abia a luat 7 la titularizare. Păi cum să facă performanță la clasă? Este important, este foarte important să știe teoria, să ia nota aceea mare la titularizare. E important să fie un bun pedagog? Da, e o diferență între... Nota teoretician și pedagog? Este diferență, dar problema este următoarea. Acea notă mică la titularizare pe care a luat-o acel absolvent, să nu uităm că are în spate o notă foarte mică și în timpul facultății.
Și vă spun lucrul acesta, având în vedere salarizarea excesiv de mică a debutanților de 2400 de lei și atunci în sistemul respectiv vin asemenea oameni. N-am spus că sunt toți așa. Pentru că chiar a fost o emisiune, cred chiar la dumneavoastră aici, în care și aici avem, vin învățători excelent de bine pregătiți de la liceu pedagogic, care au niște note excepționale la examenul de titularizare. N-aș fi de acord neapărat cu domnul Staș cu ceea ce a spus referitor la examenul de titularizare, ca directorii în mod deosebit să-și aleagă, sau mă rog, școlile să-și aleagă profesorii prin intermediul Consiliului de Administrație. Poate unele școli ar putea să facă chestia aceasta, dar să nu uităm că nu, aici nu este vorba numai de școlile de elită, cum sunt Colegiul Național Elena Cuza, cum sunt Carol, cum sunt Frații Buzești. Discutăm de marea masă a școlilor, unde aici sunt profesori care au normă didactică în câte 3 școli. E, imaginați-vă dumneavoastră că acești profesori, cum să alerge de la o școală la alta pentru a deveni profesori, de care, ce fel de profesor să devină. Să nu uităm că aceste titularizări nu sunt numai în sistemul de învățământ. Le găsim în justiție, le găsim în medicină, le găsim peste tot. Nu trebuie asta să ne sperie. Să ne sperie însă altceva. Politizarea excesivă a sistemului educațional, de la director până la femeia de servici, sau de la inspectorul școlar general până la femeia de servici, sau de la ministrul, care trebuie să fie politic pentru că este un guvern politic și acolo e ok, dar haideți să nu mergem mai jos. Înțeleg, secretarii de stat merg mai jos aici la județe, dar nu mai jos de atât. Noi am dus până la femeia de servici din școală. Așa s-a întâmplat politizarea în sistemul românesc și aici sunt de acord cu domnul Staș că, într-adevăr, politizarea sistemului românesc este cancerul acestui sistem. Da, câți dintre profesorii, câte dintre cadrele didactice care lucrează acum la stat ar reuși să se angajeze la privat? Sunt destui, sunt foarte mulți. Vreau să spun că... Presupunând că ar fi posturi pentru toți, 1%. Păi, hai să luăm numai colegiile naționale, care au niște profesori, marea majoritate, excepțional. De aceea sunt și rezultatele acestea. Eu cred că orice școală și-i doresc. Nu cred că este firesc să ne raportăm doar la aceste colegii evident, și la aceste școli mari, care au olimpici, pentru că și la țară sunt copii și ei trebuie să... Și aici vă dau un exemplu elocvent. Aibă parte de o educație foarte bună și de dascăl bine pregătit. Profesori excepțional care vin din mediul rural, care, sau, mă rog, urbanul mic, ca să spun așa, care au ajuns în colegii naționale. Și sunt profesori de matematică în Colegiul Național Carol, niște profesori, și unul dintre ei este cel care a venit de la o școală generală, cred, din Băilești, un profesor extraordinar cu rezultate fantastice, care nimerise în inspectoratul școlar ca inspector și i-am spus în felul următor: cred că menirea ta ca profesor este să fii profesor, nu să fii inspector. Du-te într-o școală unde să-ți faci meseria. Și a ajuns la Carol I, unde ce rezultate poate avea acest om deosebit. Este vorba de profesorul Tica de la Carol I. Și este un exemplu. Nu spun și alte exemple, și școlile generale. Școlile generale din Craiova au profesori excepționali. Bine, nu toate sunt și eu cred că nu toate. Cred că sunt profesori și în funcție de școlile respective, de nivelul respectiv al școlilor. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Acești profesori de la liceele tehnologice care reușesc să aducă copilul de la nota 3 de intrare într-un liceu și l-aduc la să ia bacalaureatul, e o performanță enormă a acelui profesor. Haideți să exact cum spuneați, să nu ne uităm numai la colegiile naționale care scot olimpici, dar să ne uităm și la acestea care scot oameni total nepregătiți care intră în liceu și care ajung să ia examenul de maturitate, și aceia sunt profesori mari. Vreau să întreb pe doamna Ghenea, dumneavoastră ce salariu aveți acum? Acum 4.000 și ceva de lei, 4.200. Sunteți la maximum? Nu, pentru că nu am vechimea necesară, dar oricum acum, de exemplu, trebuie să trec în câțiva ani la altă
categorie de vechime și am, nu pot să spun că este ceea ce, nu neapărat salariu, după cum spuneam, mă împinge către grevă, dacă vorbim de salariu, ci de faptul că din acest salariu, mai ales eu, care vorbeam de perfecționări și așa, vreau să-mi fac tot felul de cursuri, să urmez tot felul de... Investesc foarte mult pe această dezvoltare personală și m-ar ajuta. Plătiți din banii dumneavoastră cursurile? Sunt multe cursuri, sunt cursuri pe care... gratuite? Sunt și cursuri gratuite, bineînțeles că le alegem. Sunt și cursuri cu plată, pentru că acea formare profesională și mai ales dorința noastră de a ne... de a avea... de a fi la curent cu ultimele noutăți în ceea ce privește educația, ne determină să alegem și aceste cursuri, pentru că nu toate sunt gratuite, recunoaștem. Dacă ar fi toate gratuite în învățământ, ar fi perfect. Dar profesorii își plătesc și formarea profesională. Eu vreau să vă întreb dacă știți cât câștigă o colegă de-a dumneavoastră care lucrează la o școală privată și dacă v-ați gândit vreodată să mergeți să lucrați în privat. Sincer, nu. Mi-a plăcut ideea din ultima vreme legată de ceea ce deja era în sistemul privat, acel numărul scăzut de elevi la școli sau... Nu, sub nicio formă, pentru că nu, chiar sincer vă spun, nu m-a interesat aspectul cât câștigă o colegă din sistemul privat. E adevărat că v-am spus, m-a încântat numărul mic de elevi prima dată. Și am văzut că și în sistemul public, după cum știți, a scăzut numărul de elevi la clasă treptat. Și la primar și la gimnaziu. Acesta e un lucru bun. Consider că va fi benefic. Și atunci nu am gândit niciodată la sistemul privat. Și după cum vă spuneam, dotările într-o școală de stat, oricum fiecare școală evoluează, fiecare manager își asigură în școală toate dotările. Eu nu m-aș duce la privat din două motive. Nu spun niciodată, nu știm ce ne aduce ceasul, dar în primul rând consider că poți să faci performanță oriunde și vorbeam și de sat și de oraș și eu chiar am avut așa o oportunitate să cunosc profesori excepționali la țară, pentru că eu am învățat o perioadă atunci când eram elev cu niște profesori de excepție, acum în colegii de excepție, deci au făcut performanță la țară, cu acei copii s-au asigurat că au progres indiferent de locul unde erau, țară, oraș, deși acum se întâmplă la fel, deci fiți siguri că progresul este urmărit de fiecare cadru didactic și nu m-aș duce, v-am zis, poți să faci performanțe oriunde, nu doar în privat și nu mă încântă doar resursele lor, eu încerc acum, de exemplu, să fac resursele mele sau cel puțin cu ceea ce pot eu, să aduc la clasă tot ce pot și părinții mă susțin, nu financiar, dar îmi spun tot timpul că mai aduc câte ceva nou și cumpăr câteva lucruri, mai ales pe partea de tehnologie, că tot vrem digitalizare și așa mai departe. Dar este dorința mea și plăcerea mea și infuzez, încerc în fiecare zi să infuzez noutate în clasă și creativitate. Și în al doilea rând, nu m-aș duce la privat, doar pe simplu motiv este că, să zic, părerea personală, strict personală, consider că este provocare mai mare în sistemul național și cred că acolo, poate m-aș plafona, nu știu, eu consider că m-aș plafona. Mă gândesc doar la niște proiecte pe care le-aș putea face mai bine pe baza de stat cu niște țări europene și la privat se pot desfășura, nu blamez, dimpotrivă, pe doamnele care lucrează acolo, nu aș putea să le spun, fiecare și alege sistemul în care lucrează. Vă spun strict din punctul meu de vedere. Simt că poate m-aș plafona, ai totul de-a gata, nu mai e o provocare, este strict personal și noi suntem profesori, trebuie să recunoaștem, trebuie să ne gândim pe... Suntem învățați cu anduranță, să fim rezistenți de asta și spuneam că nici protestele n-au venit peste noapte, așa că am rezistat și acum așteptăm și răsplată pentru eforturile noastre. Întrebarea pe care o lansăm în această emisiune este ce se întâmplă cu elevii. Vreau să vedem și cum gândesc elevii, care este punctul lor de vedere. Gabriela Bărăitaru, președintele Consiliului Național, Consiliului Județean al Elevilor Dolj, este acum în direct cu noi. Bună seara, Gabriela. Bună seara. Gabriela este elevă în clasa 11 la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova și acum este la Târgoviște la Olimpiada Națională de Tehnologie Informației. Am zis bine, Gabriela? Da. Da.
Cu cine susțineți voi această competiție? Acolo nu e grevă? Profesorii voștri nu sunt în grevă? Ba da, doar că din câte văd aici, lumea s-a mobilizat astfel încât să ne acorde nouă toate condițiile, să nu stopăm totuși aceste evenimente care sunt importante pentru noi elevii. Cum vedeți voi, elevii, cum vezi tu aceste proteste ale profesorilor tăi? Te încurcă, te supără, îi înțelegi? Noi susținem aceste demersuri, întrucât educația reprezintă rădăcinile formării noastre ca și elevi în viitor, ca oameni în societate. Astfel că dacă nu s-ar investi pe partea aceasta a educației, unde am ajunge? Considerăm că totalitatea cadrelor didactice au această menire didactică fără de care nu ar exista continuitate în dezvoltarea noastră socio-umană, așadar dânsii merită încurajați din plin pentru munca și dedicarea exemplară de care dau dovadă. Însă, pe de altă parte, din punct de vedere al nostru, al elevilor, suntem un pic îngrijorați, nu știm cu exactitate ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Într-o situație destul de critică sunt și elevii din an terminali, unde s-a instalat un pic panica, dacă pot să o numesc așa, și poate adică că nu știu dacă vor da bacalaureatul, examenul, da. Evaluarea națională, despre asta spui, da? Exact, și problemele cu încheierea mediilor, iar la fel, pentru că ei ar mai avea doar câteva zile de școală, întrucât fiind în an terminal, termină mai devreme decât noi, și având cadrele didactice în grevă, nu prea aș mai pot încheia mediile. Și sunt sub un mare semn al întrebării referitor la această situație. Ai colegi, prieteni care merg la facultate în străinătate? Da. Mulți sunt interesați pe partea aceasta de a pleca din țară, dacă pot să vă zic așa. Pentru ei ar fi o problemă acum dacă mediile nu ar fi încheiate. Da. Gabriela, așteptăm și noi niște răspunsuri cât de rapid se poate. Suntem conștienți de demersurile care încă sunt în plină desfășurare, însă ne-ar mai liniști și pe noi puțin. Vreau să vă întrerup și să-i spun, Gabriele, iată unde a ajuns această țară. Dacă, exact ce spunea ea, majoritatea absolvenților, sau mulți dintre absolvenți, n-a zis majoritatea, mulți dintre absolvenți, ajung să-și dorească să plece din țară. Aici a ajuns educația din România. Dacă plătim puțin educația din România, aceasta e educația pe care o avem, da? Vor pleca oamenii din țară, toți vor ajunge să ce-au învățat în România să folosească în cu totul alte țări, iar produsul intern brut al României, în loc să crească, să scadă. Păi, revin, Gabriela, mai poți rămâne cu noi, da? Da. Revin la întrebarea pe care vă spuneam că mi-a adresat-o acel părinte ieri. Dacă profesorii au salariile mai mari, asta înseamnă că vor crește performanțele școlare ale copilului meu, fără ca eu să fiu nevoit să-l duc în privat la meditații? Haideți să vă spun un lucru. Este exact ca în sistemul sanitar. Lucrurile nu se pot îndrepta peste noapte. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să începem să încercăm să rezolvăm aceste probleme. Atâta timp, totul în educație, ca și în sănătate, dar mult mai mult în educație, rezultatele se văd în timp. În timp nu scurt. Nici chiar mediu, aș putea spune, ci într-un timp mai lung. Aceste efecte pe care le are această grevă a educației din acest moment vor avea repercursiuni peste 10, peste 15 ani. Acolo vom vedea și sunt sigur că rezultatele nu vor întârzia să apară. În momentul în care vei investi ca oriunde în lumea asta în ceva, în momentul când investești, e clar că totul înflorește. E ca și cum pui apă la o plantă, dacă nu pui apă, nu ți-a înflorit, se usucă sau este la un nivel mediocru. În momentul în care hrănești
acea plantă se dezvoltă extraordinar. Asta se întâmplă și cu elevii noștri. Eu spun și am spus-o dintotdeauna, profesorii noștri sunt niște oameni extraordinari care au reușit, așa cum sunt plătiți la ora actuală, să scoată niște oameni deosebiți care, iată, din păcate, pleacă afară. Gabriela, tu vei pleca din țară după ce termini Colegiul Național Elena Cuza? Te-ai gândit ce faci? Da, îmi doresc. Eu sunt pe profil Științe ale Naturii bilingv germană. Sunt proaspăt întoarsă, dacă pot să spun așa, dintr-o experiență Erasmus în Germania. Și eu una doresc să mă întreb pe partea medicinei și de ce nu în zona nordică a lumii pe partea de limbă germană. Deci te gândești să dai la facultate în străinătate? Facultatea o să o fac la noi, în Craiova, însă după aceea îmi doresc pe mai departe studiile să le fructific în străinătate, doctoratul, rezidențiatul și așa mai departe. Spune-mi, ai fost în Germania prin acest proiect, program Erasmus. Ce diferențe ai văzut între sistemul de învățământ de acolo și cel de la noi? Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut? Diferență din... Acolo. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut acolo? Mi s-a părut o mare diferență, radical, din foarte multe puncte de vedere, nu doar cel al învățăturii. Acolo pot spune că orele se îndreptau mai mult spre elevi, erau toți implicați în lecție și erau încurajați să-și expună punctul de vedere și opinia. Adică nu învățau comentarii pe de rost, ne spui, sau da, da, da. Vă pot spune sincer că nu i-am văzut să scrie mai mult de o pagină, să zic, pe oră, iar la ei diferă durata unei ore de curs, este mai lunguță un pic și am rămas un pic șocată pe moment, comparând cu modul de învățământ la noi în țară. Tu faci meditații? Pentru această olimpiadă ai făcut meditații sau ai învățat tu la școală pentru că ești pasionată și isteață și înțelegi din tot ce ți se predă la ora de curs? N-am avut nevoie de pregătire. Nu neapărat că n-am avut nevoie, însă am întâlnit cadre didactice de care sunt tare mândră, că i-am ca și profesor la clasă, am îndrumarea dumnealor 100% și sunt de părere că se poate și în școală, fără pregătire, să ai o formare foarte bună și o educație de altfel. Gabriela, îți mulțumesc pentru că ai intrat în dialog cu noi în această seară. Îți doresc succes la olimpiadă, să iei locul întâi. Succes. Mulțumesc, da. Bravo, succes. Succes și celorlalți colegi ai tăi și succes și în cariera pe care ți-ai propus să o urmezi. Mulțumesc mult de tot. Aș vrea să vă întreb, ce credeți dumneavoastră că ar trebui totuși schimbată? Ar trebui adaptată programa școlară? Oferta educațională ar trebui mai mult adaptată cererii de pe piața muncii? Considerați că avem foarte mulți, în acest moment, foarte mulți absolvenți de facultăți care nu își găsesc de lucru sau în anumite domenii? Poate ar trebui gândit această proiectare curriculară, mă refer acum strict la domeniile STEM, de exemplu, și STEAM, pentru că de viitor va fi această abordare interdisciplinară. Nu putem neglija, nu mai putem aborda domeniile diferit și cred că un pas înainte va fi acesta de încurajare a dezvoltării strategiilor de acest tip și copiii vor fi stimulați lucrând mult în echipă, lucrând în proiecte bazate pe dezvoltarea gândirii critice, așa cum spunea și fata că a descoperit în Germania,
Sunt pași făcuți și la noi, dar noi nu avem strict domeniul STEM pus la punct așa cum l-au poate alte țări și noi mergem mult pe opționale care abordează aceste strategii. Cred că ar fi un pas înainte pentru că multe domenii nu mai pot fi percepute singular, fizică, să luăm exemplul de exemplu matematică și fizică, precum exemple de elemente din chimie, pot fi abordate strict plecând de la problemele lumii reale și copiii pot fi atrași și motivați să învețe și infuzând în lecții exact elementele acestea de noutate, de interdisciplinaritate și de lucru în echipă, nu vom face decât să le oferim posibilitatea să evolueze, să devină curioși și să caute mai mult chiar ei informații. Aici vreau să adaug ceva. Noi tot spunem că testele PISA și așa mai departe, ok, sunt bune aceste teste, dar trebuie să înțelegem un lucru. Această retehnologizare a școlii românești a început, cam acum începe. Noi nu aveam până acum cum să mergem cu acești copii mai mult pe partea practică, pentru că această parte practică nu exista mai deloc în școlile din România, această tehnologizare senzațională care a apărut la multe școli din România, la o parte din școlile din România. Și da, într-adevăr, acum ne putem și noi permite să, din mers, că practic asta facem, să mergem și pe această zonă practică care este benefică copilului. Dar eu aș vrea să spun un lucru. Nu trebuie îndepărtată teoria. Din punctul meu de vedere, fără teorie nu poți să faci practică. Într-adevăr, noi făceam o teorie excesivă înainte. Era clar, era evident. Dar teoria trebuie îmbinată cu practica. Fără teorie nu cunoști practica. Și acum este un moment excepțional prin această tehnologie să îmbine aceste lucruri și să cer copilului să gândească în mod corespunzător singur. Că de fapt aici este, sau să-și pună părerea care poate fi diferită de a ta. Până la urmă, ăsta este învățământul din acest mileniu, sau spre asta se tinde și este foarte corect. Mai avem doar 2 minute din această emisiune, așa că vreau să îi dați Gabrielei un răspuns. Ce se va întâmpla în următoarea perioadă? Până unde vor merge protestele? Protestele vor continua. Nimeni nu are răspuns și aseară a fost această întrebare asupra liderilor sindicali. Când se va opri greva? Nimeni nu poate da un răspuns din acest punct de vedere. Și, doamnă, vă spun un lucru. Această grevă nu se va opri până ce guvernul nu va plăti educația la modul în care ea trebuie plătită în acest moment. Cu riscul ca elevii să nu dea bacul, să nu dea examenele naționale, ca studenții să nu-și încheie anul? Acest risc nu cred că poate exista. Cel mult aceste examene naționale se pot amâna sau se pot reprograma. Până când? Se pot duce și până în iulie, nu asta e problema, eu știu, dar haideți să resetăm odată educația. Eu înțeleg toată lumea, dar sau ce-și dorește toată lumea, să se termine cât mai repede. Dar acest cât mai repede trebuie să se termine, dar cu, cum să spun, cu efecte pozitive asupra educației, nu cu efecte care au fost și până acum cârpeli. Și iată unde am ajuns în acest moment. Acest protest al educației, din punctul meu de vedere, ca lider sindical, este, cum să spun, emblema societății românești la ora actuală. Trebuie ca educația să reușească și eu voi spune că în aceste zile educația va reuși cu vrerea sau cu nevrerea guvernanților. Câți bani pierdeți la salariu dacă rămâneți în grevă până pe 15 iunie? Mă credeți că n-am făcut un calcul? Nici nu m-am gândit la acest aspect cât pierd, pentru că m-am gândit la ceea ce putem obține, dacă obținem ceva și mergem pe ideea, suntem pozitivi că vom obține. Sincer, nu m-am gândit, v-am zis, n-am mers pe pierdere, nu trebuie să gândim întotdeauna, orice pierdere poate fi un câștig pe termen lung. Vă mulțumesc pentru prezența în această seară la Actual Regional. Vă mulțumesc tuturor. Seară bună!